Domnule Acținciuc, 16-0 în Liga Elitelor, 15 pentru Farul în partida cu Dinamo, un succes mai mult decât categoric. Da, într-adevăr, copiii și-au văzut de joc, au plăcerea de a juca fotbal, au plăcerea de a marca, un rezultat meritat și numai meritul copiilor. Până acum, în primele 5 etape ale campionatului, 5 victorii în toate posibile, 39 de goluri marcate, un singur gol primit, evoluții bune ale băieților. Da, într-adevăr, am luat această grupă de 2 luni, copiii sunt pe drumul cel bun, ne-am cunoscut, execută foarte bine la antrenament ceea ce le cer și sper să ne oprim aici. Ce vă propuneți în acest sezon? Bineînțeles, ce se propune de când s-a înființat Academia, titlul de campioni, cupa și supercupa. Răzvan, a cincea etapă în Liga Elitelor Under 15, a cincea victorie pentru Farul, felicitări, parcurs perfect până acum. Bună ziua, în primul rând, da, mulțumim, avem victorii la rând. Un meci foarte bun, cu un adversar modest. Pentru asta ne-am pregătit sutona asta, să-i batem. Până acum nu ai marcat, dar azi 5 goluri, unul mai frumos decât altul. Felicitări! Mulțumesc! Mă bucur foarte mult că am spart gheața și sunt foarte bucuros că am înscris azi. Pentru voi, cum va fi acest sezon? Ce vă propuneți? Ne propunem cele 3 cupe, Supercupa, Cupa și Campionatul și ne dorim să câștigăm tot acest meci, să nu pierdem niciun meci. Gabi, v-ați impus fără probleme în meciul cu Dinamo, un succes categoric. Da, bună ziua, în primul rând. Un meci foarte ușor, dar am reușit să arătăm că suntem cea mai bună academie din țară și am arătat un joc foarte bun. Tu ai marcat de 3 ori în duelul de azi. Da, mă bucur foarte mult că am reușit să marchez cele 3 goluri, dar dacă nu era echipa și jucătorii, nu reușeam. Pentru voi un sezon important, cum vezi duelurile cu celelalte echipe, ce vă propuneți? Da, trebuie să muncim foarte mult și să reușim să câștigăm toate meciurile.